Profesorii și educatorii din școli, grădinițe și universități cer executivului salarii mari și o lege care să-i protejeze. Ei spun că lefurile sunt insuficiente și nu sunt respectați nici de elevi și nici de părinți. Una peste alta, Republica Moldova aduce lipsă de peste 7.000 de cadre didactice. De cealaltă parte, reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării declară că din 1 ianuarie anul viitor salariile vor fi majorate cu 15%. Profesorii spun că este necesar de a elabora măsuri de protecție a cadrelor didactice față de violența din școală. Aceștia spun că nu sunt susținuți și nici respectați de societate. Ultimul timp, tare mult drept s-a dat părinților, copiilor, elevilor. Ei știu totul. Ce trebuie să facă învățătorul, cum trebuie să facă învățătorul, cum să pregătească de lecție, cum să o desfășoare lecția, noi nu știm riese. Atunci, la ce bun, noi am făcut studii superioare pedagogice 5 ani de zile, alții 3 ani de zile. Astăzi, la liceul Gheorghe Asache, cadrele didactice au fost îmbrăcate în negru în semn de tristețe. Directoarea liceului spune că salariile angajaților liceului sunt foarte mici. Arderea noastră profesională în acest secol grăbit și consumist este major. De aceea și noi ne cerem condiții decente, salarii mari, pertinente pentru a supraviețui acestei crize globale. Vreau să vă spun că este o situație gravă, cea economică, socială și cea de respect în societate asupra acestei munci extrem de nobile, în urma inflației exorbitante, în urma creșterii salariilor și scumpirii nivelului de trai, este absolut evident că este necesară nu atât creșterea, cât indexarea sau racordarea, revenirea salariului profesorului la un minim de decență. Proiectul legii bugetului pentru anul 2024 cere anumite completări, iar sindicaliștii cer ca să fie consultări publice. Aceștia spun că doresc ca salariul cadrelor didactice să fie egal cu salariul mediu pe economie. Am decis să facem aceste activități, să organizăm în școli, în grădinițe și următorul pas, dacă va fi un mesaj și mesajul nostru nu va fi auzit și va fi un mesaj din partea guvernării nu conform așteptărilor noastre, s-ar putea să avem și alte acțiuni. Noi am cerut ca salariul mediu din educație să fie egal cu cel din economie. Ministerul Educației și Cercetării a declarat că de la 1 ianuarie 2024, guvernul își propune să crească salariile cadrelor didactice cu 15%. Astfel, valoarea de referință pentru cadrele didactice urmează să se majoreze de la 2.000 la 2.300 de lei. Ministerul spune că în ultimele luni, ministerul a alocat circa 10 milioane de lei pentru formarea și recalificarea cadrelor didactice. Ministerul mai anunță că în luna octombrie 2023, guvernul a reușit să identifice resursele necesare pentru plata unică de 5.000 de lei pentru toate cadrele didactice și 3.000 de lei pentru personalul non-didactic, plăți care sunt în curs de achitare. Numărul total al beneficiarilor este de peste 102.000 de persoane.